Dragi prieteni, iată într-o zi încărcată, plină de mesaje și începem cu o dedicație pentru proaspătul candidat Popescu Piedone la primăria sectorului 4. Domnul Piedone este primul care își înscrie candidatura în calitate de independent, că deși partidele și-ar fi dorit să-l susțină, nu se mai poate. Și atunci candidează independent, dar ce este de reținut este că primul a fost Piedone. După ce, într-o primă fază, se retrăsese din viața politică, dacă mai țineți minte, în urma incendiului de la Colectiv. E bine, dacă el a uitat repede în stilul lui Turcescu de ceea ce ne-a spus cu câteva săptămâni în urmă, n-a uitat ce e în cauză de el. Și iată, domnul Piedone, că știm că vă uitați. Da? Că stau în sectorul dumneavoastră. Ăsta este mesajul pe care vi-l trimit băieții din Colectiv. Votați Piedone 64, 64 de morți. Nu se vede foarte clar la televizor, dar cătușele, să știți că sunt sigure. Made in China scrie pe ele. Da? Avem și un mesaj pentru dumneavoastră, domnul primar. Pentru că ne-au năpădit căldurile, spune Colectiv, încă din luna martie, iată, ne-am gândit să vă facem cadou un tricou pentru campanie. Mesajul nostru este: te vor / vom bântui și în mormânt. E un tricou XXL pentru domnul Piedone, într-adevăr. Așa arată. Iată. Ne-a fost adus astăzi la redacție. Piedone 64. N-ar fi rău ca și acoliții lui, era să spun, nu. Electoratul lui Piedone, aici este alb, imaculat, așa cum este și sufletul viitorului fost primar, da? Deci, ca toți cei care îl vor vota pe domnul Piedone la primăria sectorului 4, să poarte un astfel de tricou, da? Și eventual să mai pună și un deget pe care vor ei bine înfipt, așa, în tricou respectiv, ca să le demonstreze celor din Colectiv cine sunt ei. Politica în România o fac jnapanii, nu o face poporul. Da, deci, în semn de respect pentru Piedone, uite, asta propunem și noi, toți cei care vor să-l voteze, cei care deja i-au dat cele 5.000 de semnături, sau îi le vor da, asta făcea Piedone atunci când treceam pe lângă el, dar nu mi-am dat seama. El strângea semnături la buza parcului acolo. E bine, cei care i-ați dat semnăturile domnului Piedone, v-aș ruga, nu-i mare lucru, cu Duco, cu ce puteți, să vă imprimați acest 64 pe tricou, ca să vedeți ce bine arată. Da? 64, cătușele nu sunt obligatorii, a zis că ele nici nu apar acolo. Dă bine să te plimbi așa, zici că ești un jucător de basket din campionatul nord-american, iar Piedone într-un astfel de tricou chiar așa și arată. Poate că totuși să păstrați negru ăsta pe alb, doar atât. Deși știți cum e, ca și cu ouăle de Paști. După aia, când Piedone va deveni din ce în ce mai popular, puteți să schimbați culorile, să ajungeți până la roz bombon.